Bună seara, bun găsit la emisiunea Reporter 24, sunt Ionu Jivcu. Avem un anunț grav, avem un anunț alarmant de făcut. Avem un deputat care, putem spune că e dat dispărut, e vorba despre președintele PNL Olt, domnul deputat Gigel Sorinel Știrbu, care nu a mai apărut nici într-o conferință de presă, nicăieri, nici pe la televizor, nici prin presa centrală, nici prin presa prietenă, nici prin presa neprietenă. Cam de aproape 3 săptămâni, o lună, coincidența face că chiar imediat după ce dumnealui declara că nu va vota pentru o alianță cu PSD, e bine, a votat pentru liste comune cu PSD la europarlamentare și de atunci nu mai e de găsit să-l întrebăm și noi, domne, cum e, ce s-a schimbat, i-ați reevaluat, mai sunt ciumăroșii, nu mai sunt, e bine cu PSD? Da, în orice caz e dispărut, dacă îl vedeți, puteți să ne scrieți pe Facebook sau avem acolo și un număr de telefon afișat pe pagina de Facebook la Reporter 24 sau la Olt TV, oriunde, mie personal, pe pagina mea de Facebook, scrieți-mi dacă îl vedeți undeva, suntem foarte îngrijorați de unde este dumnealui. Între timp însă, cel pe care ni l-a adus aici pe cap de la sectorul 5, omul pe care îl protejează cum poate mai bine, prefectul județului, continuă campania electorală abjectă, continuă să facă politică în școli. Apropo, o să publicăm mâine un material documentat despre cum continuă să meargă cu celebra vestă de campanie prin școlile din Slatina, că Slatina interesează, nu județul. Și ca și cum nimic nu s-a întâmplat, nu este, galben e o culoare neutră, nu e o culoare de campanie, dacă nu scrie PNL pe vestă, nu este campanie electorală, ba e foarte mare campanie electorală. Astăzi, spuneam, astăzi de dimineață a fost la un eveniment în această costumație de campanie și vom documenta și vă vom prezenta în Reporter 24 și pe Gazeta Nouă mâine, spuneam, acest subiect. Între timp, atacurile la adresa mea continuă, se pare că dumnealui cu mine se duelează, eu sunt contracandidatul, încă o dată nu candidez nicăieri, îi mulțumesc pentru reclama pe care mi-o face, în sfârșit mă recunosc și pe mine vecinii, mă oprește lumea în trafic, mă felicită, unii mă mai și înjură, puși de dumnealui online, bineînțeles, dar, după cum spuneam, mulțumim domnului Mark Zuckerberg pentru că a introdus această opțiune Block and Delete. Blocăm și ștergem. Cum spunea o colegă, o fostă colegă din presa locală, nu acceptăm să ne înjurați pe banii noștri. Bun, revenim la emisiunea de această seară. Alături de mine este un combatant în viitoarea competiție electorală, cumva departe de Slatina, dar foarte, foarte aproape. Este vorba despre domnul președinte al PSD Scornicești, Ionu Spârvu. Bună seara, bine ați revenit la Reporter 24. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Trebuie să spunem că dumneavoastră sunteți în același timp și consilier local, acolo în Consiliul Local Scornicești și v-am anunțat, nu mai e niciun secret, sunteți candidatul Partidului Social Democrat la primăria Scornicești. Ca știre de ultimă oră, guvernul, chiar înainte de a intra noi în direct, a aprobat calendarul alegerilor acestea comasate pe care le-a votat și domnul Știrbu. Nu știu, chiar n-am informație dacă se fac cu ridicare de mână sau altfel, dar, mă rog, ideea e că nu s-a numărat pentru cei care au votat împotrivă. Deci avem calendar, s-a dat drumul, darurile au fost aruncate. Vom discuta pe îndelete despre, și despre acest subiect, dar începem cu niște imagini, cum se spune, cu impact emoțional, domnul președinte. Da. Vă urmăresc pagina de Facebook, nu eu, am văzut că foarte mulți vă urmăresc pagina de Facebook. Ați postat prin decembrie niște fotografii dintre acestea cu impact emoțional deosebit. Mă refer la niște ulițe din Scornicești, din niște sate, da? Avem străzi din orașul Scornicești care arată și cum ați văzut acolo și chiar și acum, străzile din... Acum ați fost din nou, asta voiam să, să termin ideea, acum ați fost din nou, mă rog, n-au mai fost precipitații, dar s-au uscat bălțile, cum ar veni.
Cum știți întrebarea reporterului român? Cum este posibil așa ceva în secolul ăsta să avem în acest oraș, care e oraș dinainte de a mănăstirii cel puțin? Asta este imaginea administrației locale PNL, care se află la conducerea primăriei orașului Scornicești din anul 2008. Da, dovada că aici ne regăsim. Se suprapune cu primul mandat de, se suprapune cu primul mandat de parlamentar al domnului Gigi Știrbu, care acum vrea să ia pe al cincilea, da? Continuați și îmi cer scuze pentru întrerupere. Da. Am înțeles. Pentru străzile din orașul Scornicești am făcut amendamente. Dar până la amendamente, da. Haideți să mă interesează imaginea asta să pentru oameni, pentru cei care poate n-au văzut articolul, poate n-au văzut materiale, noi am preluat fotografiile, le-am postat pe Gazeta Nouă, le-am postat pe Reporter 24. Care sunt satele cele mai afectate așa? Cele mai afectate sunt Teiuș, Șuica, anumite străzi din Mărgineni Bălțați, străzii secundare, chiar și din Chițeasca și Bircii. Chiar mă lăudam înainte de a începe. Și nu să nu uităm strada Tătulești din Isăroia. Da, care asta Isăroia e tot un sat. Tot un sat, da. Mă lăudam chiar înainte de live că deja la mine în Breben nu mai sunt problemele astea. Da, deși eu sunt de la țara de la Breben și acolo lucrurile... Probabil că a fost o altă administrație și oamenii au vrut cu adevărat să facă altceva. Nu știu, a fost, poate am avut noroc, dar nu mai e aceeași proporție. Bine, corect. E și localitatea mai mică. Și haideți să vorbim de ce vă spun oamenii. Că... Ce să vă spunem? În luna decembrie, când am trecut de sărbători, v-ați luat cizmele, da? Sau... Ne-am adaptat condițiilor. Pe de cizme, adică am văzut în poze, da? Cizme, ceva ghete sau ceva special pentru treaba asta. Dar am vrut să trecem pe la cei oameni, să demonstrăm că noi ne dorim să putem schimba acele străzi și să le aducem la un stadiu normal pentru anul 2024. Dar oamenii spun că sunt foarte nemulțumiți, la început ne-au primit. Vă mai cred și pe dumneavoastră, că mă gândesc că în fiecare campanie... Da, asta spune că de fiecare dată vine cineva odată la 4 ani și le cere votul, spune că vor face anumite lucruri, dar ulterior nici nu mai trebuie acolo. Eu am argumentat că noi, de când sunt președinte al organizației PSD Scornicești, în fiecare an am trecut de cel puțin 2 ori prin toată localitatea. Deci acum a trecut a 4-a sau a 5-a oară. Din casă în casă, am stat de vorbă cu oamenii. Trebuie spus că totuși nu este un efort de neluat în seamă, că e aproape cât Bucureștiul, că extindere, Scornicești, dacă pui și zonă e extravilană, nu? Pot spune că turul localității îl fac într-o săptămână și ajung după telefon pe aplicații undeva la 107-110 km de mers pe jos, din casă în casă. Da. Dar asta nu mă face decât să... Mă bucur că oamenii înțeleg lucrurile, oamenii văd ce efortul facem pentru a fi aproape de ei și de a le asculta neplăcerile sau nemulțumirile față de actuala administrație. Am găsit oameni care erau foarte nemulțumiți pe treaba asta, sunt oameni care s-au mutat de la oraș în zonă, nu cunoșteau prea bine lucrurile, am spus că nu sunt de la primărie, sunt cel care vrea să vină la primărie și să schimbă fața străzilor sau a localității sau a satelor respective. Și chiar aveam pe telefon amendamentele pe care le-am făcut la buget și prin care le-am documentat că noi am făcut anumite demersuri pentru a se face anumite lucruri. E al doilea buget la care aveți această experiență, că mi se pare că și anul trecut ne-am întâlnit într-o emisiune. Da, pot. Și o să le detaliem, dar apropo de bătălia asta pe care o duceți, majoritatea asta, domnului primar, vi l-a respins pe bandă rulantă, nu? Da, așa este. Mai nou acum la bugetul din 2024, chiar ținea foarte mult să nu mai fac amendamente. Că nu se știe ce face, să-i spun, că nu, i-am spus că este dreptul nostru, este un drept constituțional și noi trebuie să venim cu acele amendamente pentru a arăta ce se poate face. Și dumneavoastră ați depus 20, adică i-a spus la treabă un pic. Păi, dar am zis că 20 au fost depuse, nu? Eu aș vrea să fac și mai multe. Da, ce dar nu sunt de acolo. V-am întrebat și spuneați că i-ați explicat ce Da, i-am explicat că eu dacă eram în locul dânsului, eu țineam cont și de amendamentele respective ale opoziției. Opoziția face și parte din Consiliul Local și are dreptul ei. Opoziția reprezintă un număr de persoane care și ele își doresc acele lucruri. Și trebuie ținut cont de ele și de a face. Dacă făcea acest lucru, amendamentele fiind propuse de noi opoziția, se făceau pe mandatul dânsului și cred că nu se întâmpla nimic, poate i-aduceau un beneficiu tot dânsului. Haideți să te detaliem un pic așa. Sigur, dumneavoastră
nu intrăm acum să le punem pe toate 20, că nu știu dacă mă lasă colegul din regie. Da. Care ar fi cele mai importante așa, sau care ar fi principalele carențe ale bugetului ăsta? Haideți să o luăm așa, să o luăm cu bugetul. A trecut bugetul după forma pe care a vrut-o domnul primar, având în vedere că are o majoritate confortabilă. Înțeleg că era și de la ALDE cineva, cu s-a fuzionat cu ALDE, e pe PNL, totul e PNL. Au mai trecut niște colegi de-a dumneavoastră, dar nu intrăm mai târziu. Am planificat să le dedicăm un segment special, mai ales având în vedere și ultimile dezvăluiri pe care le-am făcut astăzi în Reporter 24 și pe Gazeta Nouă. Uite, vă invit să spicuiți așa cât ne povestește domnul președinte. Cum e bugetul ăsta? Cum l-ați categorisi, eticheta? Este un buget făcut pentru camarila politică a domnului primar, pentru pregătirea de campanie. Astea sunt și acuzații grave. Păi, le demonstrați? Așa le demonstrați? Le putem demonstra. Da? Da. Cum? Haideți să detaliem. De ce spuneți asta? Păi, ce să vă spunem? Este de făcut, în primul rând, nu este o coerență în ceea ce vrea să facă. Mergem și betonăm anul trecut în zona stadionului, lângă muzeu, după cum știți, când vroiam să-l facă ce mazil, până la urmă s-a ajuns unde s-a ajuns, S-au băgat acolo peste 5, 6, 7 miliarde de lei în fața stadionului, în situația în care în partea din stadion, interiorul stadionului, nu s-a făcut absolut nimic. Dacă vom ajunge să accesăm vreun proiect sau să facem ceva pentru modernizarea stadionului, trebuie să deteriorează totul ce este în față. Da? Nu mai spunem de faptul că s-a betonat fără a se schimba bordurile. S-au lăsat bordurile vechi de acum 30-40 de ani și s-a betonat de acolo. De ce e nevoie acolo să betoneze? Ce e acolo? E zonă locuită? S-a făcut sărbătoarea localității pentru o singură zi pe an. Eu nu spun că e un lucru rău, dar pentru mine cel mai important lucru este la momentul de față de a asigura cetățenilor orașului Scornicești și a satelor adiacente orașului Scornicești confortul necesar și ulterior putem să facem și ceva de genul ăsta. Nu mai spunem de faptul că acea explanadă sau cum numește dânsul betonare a parcării respective deja este fisurată. A, deci e explanada de la Scornicești, acolo lângă stadion, așa acolo zice? S-au alocat încă 900 de mii de lei, adică 9 miliarde, pentru a se continua acolo extinderea. Gândiți-vă că cu acești bani puteam asfalta sau betona anumite străzi din localitate, cum este Genteiu, strada Tătulești, sau anumite străzi din Mărgineni Bălțați. Da. Bine. Și se puteau face lucruri. Mai mult decât atât, acolo se mai alocă încă 150 de mii lei, că mă întrebați de ce pentru camarina politică. Ca să facem o toaletă, să o restaurăm, să venim cu o tencuială, cu mici reparații, să o vopsim, să-i dăm cu lavabilă sau eu știu cu ce, cu tinci, și mai aloci încă 150 de mii de lei, adică 1,5 miliarde. Ce înțelegeți dumneavoastră de aici? Mi se pare că suma asta nici nu te pune să faci licitație, să faci până atribuire directă. Păi vă dați seama că astea scopurile. Da. Bine. Că m-ați întrebat de ce. Credeți că vă puteți să probați... Să spunem, se spune de o stradă din Scornicești care are o lungime de 220 de metri, s-au făcut două trotuare la 1,20 m lățime și a costat undeva la 4 miliarde și acum la bugetul din 2024 mai alocăm încă 2 miliarde jumate. Să spunem că pe acea stradă, dacă nu s-a creat niciun loc de parcare pentru oamenii respectivi și mașinile rămân în stradă, se întâmplă ca de multe ori să nu poată să treacă o mașină una pe lângă alta dacă una deja este parcată. Deci nu are nici măcar acei 7 metri care... Exact. Da. Și acum, haideți să vorbim un pic de care sunt cele mai importante, eu știu, 3-4 amendamente pe care le-ați făcut, adică... Amendamente sunt importante, majoritatea, că de aceea le-am făcut. Sigur că da, sunt convins. Dar în principiu pot spune cele mai importante sunt cele pentru strada din Teiuș, strada Tătulești din Isăroaia, străzile... Deci ați făcut amendamente pentru alocare de fonduri pentru asfaltări, da? Pentru asfaltări sau betonare pentru străzile respective. Nu mai spune că nu s-a intervenit și cu piatră. S-a dus cu un plug, să tot înalți acolo, s-a dus cu un plug și le-a făcut mai rău oamenilor. Pentru asta se și plângeau când am trecut pe la ei, că mai rău le face decât să facă bine. Da. Este o problemă pe partea de alimentare cu apă și canalizare pe... În satul Negreni, unde pe strada complexului, pe Isăroaia, unde nu este alimentare cu apă, și acolo am intervenit cu un amendament. Ca primăria să facă din fondul propriu această extindere. Da. Această idee. Au fost amendamente făcute pentru o școală din Constantinești, unde, dacă vedeți cum arată porțile, vă îngroziți, am făcut amendament și la rectificările bugetare de anul trecut. Aici pot să argumentez că am avut o rectificare bugetară în luna noiembrie, unde de obicei se pun documentele la ședința pe comisii, dar domnul primar
înainte de ședință cu două minute a venit și ne-a pus rectificarea în față, ca să nu putem să venim cu niciun amendament și nici să putem să consultăm acele, acea rectificare. Să încalcă un pic codul administrativ, așa, exact. Nu? Ceva de genul ăsta. Pe dânsul nu-și dorește amendamente, la asta îl dor foarte rău. Da. Bă, și, am avut pentru drumul care trece prin localitățile Mogoșești-Constantinești, care are anumite porțiuni care arată groaznic și nu s-a intervenit, facem sesizări și amendamente de aproape 2 ani de zile și nu se ia nicio măsură decât s-a spart drumul respectiv, s-a tăiat, s-a pus piatră, dar la prima ploaie sau la câteva zile după ce a avut un număr de mașini, deja dai cu, s-a făcut la loc, dai de jos cu mașina. Avem o extindere de rețea de apă pe satul Mogoșești, unde nu a fost cuprinsă în proiect și nu cred că ar fi atât de costisitor ca acei oameni să nu aibă și ei alimentare cu apă, strictul necesar care se cere în anul 2024. Da. Și argumentele pentru respingere care au fost? Pur și simplu, cum zicea o doamnă Ciocu Mic, că acum nu este la guvernare? Nu, respingerea lor de fiecare dată se spune că sunt amendamente bune, dovadă ce în anii precedenții nu s-au acceptat amendamentele noastre, nu s-au votat, dar ulterior au fost băgate în buget, dar la sume mult mai mari și cu anumite modificări la ele și că nu-s bani. Nu-s bani, înțelege că nu-s bani, dar când ducem banii în zona stadionului, eu înțeleg, v-am spus și mă repet din nou. Eu nu zic că e un lucru rău, cu toate că nu e făcut cum trebuie lucrările respective, dar se poate face strictul necesar pentru aceste, pentru acest oameni. A apărut și săptămâna trecută într-o știre, cred că la Old TV, unde o stradă din oraș care arată groaznic. Da, unde s-au luat de acolo, asta da. Pentru oameni care nu sunt sconiceți, ziceți oraș la zona de blocuri, nu? Zona de blocuri, da. Da, că orașul e tot, asta vrem, orașul este tot, și oamenii din Teiuș și din celelalte localități pe care le-ați amintit, sunt, au buletin de oraș, scrie acolo oraș sconicești, deși, cum spuneam... Știu, da, dân și spun, dar spuneți oraș, dar uitați pe unde mergeți. Da, da, da. Bine, e un pic anacronică, scrie oraș sconicești, sat, nu? Așa le scrie? Adică e, nu știu, da. Din păcate, mai mult sunt legați de sat decât de oraș. Am avut inclus amendament aici pentru satul Șuica. Da, acum știu că era o problemă. Lateralele stânga-dreapta, da? Și nu mai spunem de drumul care face legătura între orașul Scornicești și satul Șuica, care este groaznic. Dar nu se reparase pe ăsta, că știu că ați avut... Nu, a fost de la intrare în Șuica până la ieșire din Șuica către Tătulești. Unde acolo a fost asfaltat. E o baltă de pește în zonă. Da, am avut onoare să fiu asta vară acolo. La acea baltă nu s-a ajuns cu asfaltul, decât este trecerea. S-a făcut și un concurs acolo, parcă nu? Domnul primar parcă a organizat un concurs. Da, a făcut însă un concurs, da. Da, da, dar uite că nu s-a asfaltat până acolo. Da. Bun, haideți să vorbim un pic de străzile astea care s-au făcut, că am început pe acest subiect. Amintiți-vă dumneavoastră dacă putem să reluăm subiectul cu acea stradă care, înțeleg că are trotuarele prea mici, nu pot trece mașini, două mașini, una, cum sunt, unde e asta, în ce localitate? Este chiar în oraș. Da. Este chiar în oraș, fața primăriei, face legătura între strada Unirii și strada Șuica. Și ce? Se numește Aleea Șuica. S-a sunt asfaltat? Trotuare, nu s-a asfaltat, s-au făcut decât trotuarele, asta spuneam de banii respectivi. S-au făcut două trotuare, o lungime de 220 de metri trotuarul, 1,20 m lățime, fără să asigur... 1,20 m? Da, fără să asigur un loc de parcare pentru mașini. Mașinile sunt pavate sau cum sunt trotuarele de costă așa? E cu pavaj? Sunt pavaji sau? Cu borduri, da, dar nu cu aur. Da, sigur că nu. Da. Sunt convins. Da. Am pus și eu pavaj acasă și știm și noi prețurile. Sigur, eu înțeleg, eu nu spun ca în firmele respective sau oameni respectivi să lucreze degeaba. N-am spus niciodată lucrul ăsta. Dar haideți să ajungem la prețurile reale care... Bine, și cum spuneam mai devreme, să și direcționăm investițiile acolo unde, adică să le prioritizăm în sensul unde e mai mare nevoie. Pe o stradă de 200 de metri, nu știu dacă era nevoie neapărat trotuar. Că era, acolo era nevoie, nu pot să spun că nu era nevoie, dar nu la zonele respective. Da. Adică... Nu, strada nu s-a făcut, decât trotuarele. Aha. Și strada decât trotuarele acolo. Acceptabilă, să zicem acolo. Nu putem să... Citeam undeva, nu știu, la presa neprietenă, dar nu, îmi pare că nu pot să dau și sursa, că sunt, într-adevăr, probleme cu străzile astea care sunt asfaltate pe repede. Sau dumneavoastră, cred că ați menționat pe Facebook, că sunt asfaltate pe foarte repede înainte unele străzi. Încă de anul trecut s-a pornit așa într-o acțiune de asfaltare și nu s-au ținut cont de ce presupune să taluze, să vii cu... Da, sunt, sunt anumite sectoare, în acele străzi pot spune că... Plus sunt... că stratul nu e foarte gros, sau cum ar trebui de gros? Nu știu, nu pot să vorbesc aici, nu sunt în măsură. Dar este pe partea de șanțuri unde
pe proiectul respectiv erau cuprinși undeva la 15 km, 730 de metri de șanțuri, nu știu dacă avem 150 de metri de șanțuri făcute. Nu mai spunem că în acel proiect erau cuprinse și undeva la 810 poduri. Și accesul din gospodărie în stradă și nu este făcut niciun pod. Nu s-au mai făcut. S-au continuat de acolo, da. Păi și oamenii cum intră în gospodărie acum? Păi șanțul n-a făcut decât 100 și ceva. A, deci nu s-a făcut unde sunt gospodării. 150 de metri, da. De șanț pe un exterior unde nu sunt gospodării. Și s-a făcut recepție la lucrare? Totul... Păi nu s-a făcut recepție, asta spune domnul primar, am spus ce se întâmplă acolo. Dar e bine că începem alte lucrări, dar nu terminăm ce am început. Da. Voiam să vă întreb și referitor la contractul pentru introducerea de gaze, că citeam la colegul de la Old Alert că este o situație... că s-a organizat o licitație, s-a organizat din nou până când a ieșit cum trebuie și pentru cine trebuie. Cum, ce detalii aveți de acolo? Da, din ce știu, proiectul pentru alimentarea rețeaua cu gaze este undeva la 52 de kilometri care ar mai fi necesar pentru raza orașului Scornicești, dar acel proiect a fost făcut pe proiecte, pe anumite proiecte de accesa pentru 52 de kilometri și licitația s-a spart acel proiect în două proiecte de a se face la 26 de kilometri pentru a avea acces anumite firme de a licita. Dacă rămânea pe, probabil pe cei 52 de kilometri, nu puteau participa orice firmă de a licita acea lucrare. Mai mult decât atât, a luat și prilejul firmelor de nivel înalt sau care accesează și prin Uniunea Europeană, unde puteau veni probabil cu prețuri mai bune sau cu altceva pentru de genul ăsta. Uite, dau sursa de data aceasta, Old Alert, colegul Costel Mirea scrie că firma care a câștigat, nu-i dăm numele că nu ne interesează, în orice caz este o firmă care e controlată de un domn care e văr primar cu viceprimarul localității, domnul Florin Trașcă. Deci, da, și suma, asta, nu știu dacă puteți să citești, până Anghel Salini, 25 de milioane de lei de ron. Da, de 259 de miliarde, ceva de genul ăsta, banii accesați sunt pe proiect. Vă invit, detalii sunt pe Old Alert, acolo sunt toate detalii, capturi de SICAP, o anchetă, cum ne-a obișnuit colegul Costel Mirea, e și un punct de vedere al domnului primar care spune că e o minciună sfruntată. Da, da, aici putem să intervenim, da. Accesarea de fonduri, ca să revenim la proiectul de gaze, dacă tot am ajuns aici, este undeva la 150 de miliarde de lei vechi. În momentul de față pot spune că licitația respectivă s-a ajuns cu prețul per kilometru undeva la 10 miliarde 500 plus TVA per kilometru, în condițiile în care în anul 2020 de fostul primar, până în alegeri, acel proiect a accesat per kilometru undeva la 3 miliarde de lei vechi. Vă dați seama că este o sumă de 4 ori mai mare. Mai mult decât atât, din acești bani de 150 de miliarde se puteau face undeva la, să zicem aproximativ, 10-12 kilometri. Dar domnul primar a luat din bugetul local pentru 1.200.000, pentru un kilometru 200, undeva la 3 miliarde, fără să intre în acel proiect pe care a dat drumul la gaze, a făcut și recepția pe satul Chițeasca și ulterior a continuat de acolo lucrarea. A ajuns până în capătul străzii, până în șoseaua națională, la Negreni, de acolo a plecat la Jitaru, fără să țină cont că mai avea acolo și strada complexului și strada Isăroaia, unde putea să continue cu alimentarea cu gaze, nu a continuat. Mai mult decât atât, dacă a ajuns până în stradă, până în șoseaua principală din Negreni, acolo se putea face branșamentele către fiecare proprietate, până la limita cu proprietatea, cu cutia pentru a fi pus contorul, făcută recepția și dat drumul la alimentarea cu gaz. Nu s-a vrut acest lucru, se întinde acum țeavă cât mai mulți kilometri din localitate, dar fără să facă branșamente. Dar chestia asta pot fi probate la fața locului. Adică da, sigur. Fără să facă branșamente. La momentul ăsta, da. Da. Fără să facă branșamentele. Nefăcându-se branșamentele, vreau să spun locuitorilor orașului Scornicești, că dacă nu se accesează bani, se bagă acea țeavă, fără să facă branșamentele, cum este prevăzut în proiect, nu se poate face recepția lucrării. Nefăcându-se recepția lucrării, oamenii nu vor avea gaz pe conducă. Se pierd și bani. Adică... Da, nu vor avea gaz pe conducă. Îmi doresc
ca să putem să accesăm mai departe bani să termine lucrările, dar eu așa cred că dacă am făcut o, cum am făcut pe Chițească, 1,2 km din bugetul local și am putut face recepția de a da drumul la gaz, așa puteam face la Negrini, am ajuns la șoseaua națională, facem recepția, dăm drumul la gaze către celelalte localități, nu să mergem să întindem o țeavă, să le scoatem ochii la oameni că am băgat țeavă în pământ. Nu ești pe nimic cu nimic pe oamenii aceia că am băgat țeavă în pământ, dar ei nu au gaz. Voiam să vă transmit și să vă confirm că suntem foarte urmăriți în orașul Sconicești în momentul ăsta. Mă bucur. Am primit un mesaj de la domnul Brânaru, să știți că se uită la noi, fostul dumneavoastră coleg, fost candidat la primăria Sconicești. Dumnealui îmi transmite și ce să vă întreb. Da. Eu am transmis să-mi trimite toate întrebările pe WhatsApp și sigur și cum vrea să desfășoare emisiunea, dacă să vorbesc eu mai încet, adică orice orice sugestie editorială e binevenită, nu ne pricepem chiar la tot, doar de 5 ani facem emisiunea asta și suntem încă la început. Uite, întreb exact ce mă întreabă domnul Brunaru, vă întreb. Da. Adică întrebarea de la domnul Brunaru. Da. De ce pleacă oamenii de lângă dumneavoastră? De ce pleacă oamenii de lângă mine? Da, ia auziți. Oamenii de lângă mine pleacă, acei oameni care sunt cu gând în două părți. Da? Oamenii de lângă mine că știu că îmi doresc să putem face ceva pentru această organizație și pentru cetățenii orașului Scornicești. Să spunem că oamenii pleacă de lângă dumneavoastră când e vorba de două cazuri. Numai dânsul ne poate explica de ce a plecat de lângă mine. Păi nu că am explicat eu. Am explicat eu și sigur ați văzut pe Reporte 24 și pe Gazeta Nouă că s-a plecat la cașcaval, cum se spune. E clar, aveam acolo toate dovezile. Uite, acum fac reclamă, intrați pe Reporte24.ro. Dacă dânsul vrea acest lucru, poți să-l și comentez, dacă nu cred că e cazul să intrăm în probleme de genul ăsta. Comentați că uite cum comentați articolul nostru, că imediat, la scurtă vreme după ce a anunțat că nu mai poate sta lângă dumneavoastră, că nu se mai poate, domne, că s-a dus la lumina domnului Daniel Tudor. Haideți să vă spun. Acum e... Înainte de a se... A vrut să o angajeze pe doamna, deci ca să spune foarte scurt. A vrut să o angajeze pe doamna, noi am aflat, am scris, înțeleg că până la urmă și-a depus fiul dosarul la concursul respectiv. Încă o dată nu mai intrăm în detalii, e vorba de o angajare la primăria Sconicești, via primăria Priseaca, unde înțeleg că acolo e o gară pentru aceste angajări via PNL. Da, uite, poate o să detaliem încă. De aceea pleacă oamenii de lângă mine, că eu nu vreau să fac anumite lucruri care nu sunt normale. Asta e una din oportunități. Pot spune că dânsul în mai multe ședințe a rămas, în sala de ședințe cu domnul primar, mai multe seri, înainte de a se vota bugetul local, și-a petrecut serile cu domnul primar la lumina becului din biroul dânsului în primărie și probabil că de aceea a plecat de lângă mine. Da. Bine, eu nu am putut să intru în partii nu vreau să intru în amănunte de genul ăsta. Dincolo de asta, dumneavoastră, aveți și o acțiune de igienizare, mai ales că e primăvara. Da, corect. Acum. Corect. Și la nivelul partidului știu că... Dar nu au plecat două persoane. Două persoane din organizație, dar câte au venit nu putem spune. Sigur. Și vor mai veni. Și la nivel de organizație județeană au venit foarte multe persoane și în zona aceea de nord, înțeleg că sunt niște veniri. Dar nu, ce voiam să le dezvăluiți oamenilor, eu știu că dumnealui a primise ceva acasă sau cum le transmiteți faptul că urmează să le spuneți la revedere? Adică înainte de poza celebră cu domnul primar, conform, că schimbă echipa? Conform regulamentului organizației, trebuie să trimitem o științare înainte de a face ședința de excludere cu 10 zile înainte. Am trimis o recomandată cu confirmare de primire prin care îl înștiința pe domnul Brânaru că în 10 zile trebuie să fie prezent la ședința de birou politic prin care să ne justifice ieșirile dânsului din linia partidului. Linia partidului. Da, deci dumneavoastră urmă să răspundeți, ce să mai pe scurt, da? Corect. Și dânsul ulterior cu domnul primar probabil că au vrut să scoate în evidență că dânsul a făcut deja trecere, dar primise hârtia de câteva zile acasă. Ca dovadă că și știa ce se întâmplă. Îl cunosc și nu știu cum vine asta din contracandidat al domnului Tudor, acum vine în echipa domnului Tudor, dar mă rog, s-au mai văzut cazuri și de o parte și de alta, dar tot pentru dumnealui pun întrebare, o pun eu asta, nu mi-a transmis dumnealui. E o pierdere pentru organizația dumneavoastră? Asta, din ce spun oamenii pe ieșirea prin localitate, acum nu este nicio pierdere. Acum, cum crede dânsul? Da. Știți cum este? Nu pot să
instigi câteva sute de persoane care sunt în spatele tău pentru o persoană care nu merge pe linia care trebuie și pentru binele comunității sau localității, nu cred că e cazul să apară anumite conflicte între echipe, am înțeles, între oamenii din echipă. Cred că am alocat suficient timp subiectului ăsta și ce spuneam la început, trecem la următorul subiect, guvernul PSD-PNL, că e guvernul PSD-PNL, a aprobat calendarul acesta al alegerilor, știm deja, încă de când l-am dat dispărut pe domnul Gigel Stirbu, cum spuneam la începutul emisiunii, s-au comasat alegerile în sensul că localele unde dumneavoastră aveți un interes direct, da, trebuie să fie undeva în septembrie, a venit mai aproape în luna iunie, pe 9 iunie, acum mergem la vot, deja s-a dat drumul la calendarul electoral, chiar începând de mâine, 12 martie, sunt niște proceduri care deja se vor face. Întrebarea e dacă v-a încurcat, vă ajută, cum e această comasare? Faptul că s-a scurtat calendarul, în primul rând, vă întreb. Da, este o decizie la nivel central pe care eu și organizația PSD Scornicești o respectăm. Vom face în așa fel în care să ne compactăm timpul pentru perioada care a rămas și aceeași perioadă este și pentru contracandidații mei. Crezi că și altceva. Spre exemplu, primarul funcție, crezi că îl avantajează? Nu știu dacă l-am. Poate pe anumite părți pot să-l avantajeze, dar are și anumite dezavantaje. Că a fost o tevatură și n-am au venit și sărbătorile, mă rog, calendarul a fost de așa natură și la noi cu emisiunea și n-am putut să ne întâlnim într-un astfel de cadru și de aceea vă întreb referitor la acel sondaj care a apărut la finalul anului trecut la nivelul orașului Scornicești, pe care dumneavoastră PSD l-ați făcut, da, și unde erați foarte aproape, nu? Da, la un procent diferență. La un procent diferență, iar ca partid erați la egalitate sau chiar PSD era un pic peste? Peste. Pe peste. Da. Domnul primar s-a zbătut atunci să dezmintă, deși domnul deputat Marius Iancu a prezentat datele complete ale sondajului, cu firma care l-a făcut, cum s-a făcut, cum se face. Cum e acum? S-a crescut, s-a scăzut și cum comentați? Mi s-a părut așa un pic de disperare să se ducă în derizoriu. Dom'le, nu s-a făcut cum trebuie, că eu nici nu eram acolo pe listă. Am înțeles, așa ar fi zis domnul primar. Da, e problema dânsului. Nu știu dacă trebuia să fie pe listă. Este un sondaj făcut de o firmă profesionistă din București care știe să facă sondaje. Nu sunt eu în măsură să învăț să facă un sondaj sau domnul primar sau altcineva. Cred că dânsul s-a pripit atunci când a luat decizia asta. Acea pripire probabil că l-a și costat că a trebuit să punem sondajul, că noi nu aveam de gând să-i comunicăm sondajul care a fost plătit de PSD. De PSD. Să-l punem pe hârtie, dar dacă dânsul asta a dorit, noi asta am fost să aducem la cunoștință oamenilor acest lucru, bine, să demonstrăm ceea ce trebuie spus. Și probabil că alegerile din iunie va demonstra că acel sondaj a fost corect. Dar trebuie spus totodată că, conform unei declarații recente a domnului președinte, șeful dumneavoastră, domnul Marius Oprescu, nu e o practică și suntem și noi pe aici de vreo 15 ani și aici. Da, nu ne putem minți unii pe alții. Nu, dar nu e o practică a PSD-ului să prezinte sondajele. Dumneavoastră faceți niște sondaje frecvente la nivel de organizație județeană, dar nu le păstrați pentru că e ca cum e cu simulările astea acum, dacă tot e la modă, cu bacalaureatul și cu evaluarea. Este ceva de pregătire pentru noi, că e o chestiune, costă sondajele astea, nu sunt foarte ieftine și să le pui pe tavă și eu sunt întrebat. Și eu sunt întrebat și pentru Slatina, da, și pentru Slatina și pentru alte localități, ce știu. Nici măcar eu cât sunt eu și cât sunt de acuzat și nu primesc aceste cifre în totdeauna și e de înțeles, până la urmă, cum spuneam, sunt niște bani care se cheltuie acolo. Dar acum cum simțiți, având în vedere interacțiunile recente cu oamenii? Interacțiunea cu oamenilor este foarte bună, mă bucur la oameni că deja spun ofurile, se bucură că ne văd și că revenim pe la dânsi și că mai trece cineva pe la ei pe la poartă și mai poate să-i asculte și să-i înțeleagă în ce probleme au. Ceea ce actuala administrație, nu știu dacă a trecut. Numai dacă a avut ceva cu anumite zone, să treacă pe acolo, dar altfel nu, să treacă din casă în casă, niciun caz. Da. Acum vine campania electorală, o să fiți pus în fața unei situații fără precedent în istoria omenirii, să zic, în istoria României. Da.
Adică o să fie chestia asta și nu știu, nici la Slatina nu știu cum se va face, uite, nici la Craiova. Haideți să zicem așa, uite, după aia vă întreb pe dumneavoastră punctual, îmi place să dau exemplu ăsta cu Craiova pentru că e cu oameni. O avem pe doamna Olguța Vasilescu, care e candidatul primar în funcție al PSD-ului, da. Va fi candidat pentru următorul mandat. Vine cineva de la PNL, nu știu, un domn, Giurgea, cineva. Domnul ăsta de la PNL o să zică, nu votați pe Olguța, că e de la PSD, dar votați lista comună la europarlamentare, deși acolo e soțul doamnei, domnul Manda. Dumneavoastră, cum o să faceți? O să ziceți, nu-l votați pe domnul Daniel Tudor, că e de la PNL și am discutat aproape 40 de minute de ce nu e ok ce a făcut dumneavoastră, adică și-a demonstrat valoarea în acest mandat. Dar o să ziceți, votați pe Motreanu, pe Falcă, nu știu cine mai e de la PNL. Cum o să le explicați oamenilor? Că v-ați gândit și la chestia asta? Da, într-adevăr, este o campanie atipică. Până în momentul de față nu a mai fost ceva de genul ăsta. Dar este o decizie venită de la nivel central, care trebuie respectată. Acolo vorbim de oameni diferiți, chiar dacă sunt din același partid, de oameni diferiți care probabil că s-a ajuns la această alianță pentru că în perioada asta de guvernare și europarlamentarii PNL și PSD s-au atras cele mai mari fonduri de la Uniunea Europeană și cred că de acest lucru s-au ajuns aici pentru a face liste comune. Legat de partea noastră locală, noi ne facem campania noastră și... Deci o să le separați cumva, adică... Da, vă gândesc că asta e ce da, noi vom ține de campania noastră, campania... Europarlamentare va fi cu strategia ei și campania noastră ne vom axa pe doleanțele și cerințele cetățenilor orașului Scornicești și al satelor componente orașului Scornicești. Uite, pentru telespectatori vreau să spun că deja se știe cine va deschide lista, cât am stat noi în direct, preț de vreo 40 de minute. Este, știm cine va fi cap de listă, că asta era, domne, o doamnă, s-a dorit să fie o doamnă, să fie independentă, adică să nu fie membru niciun partid politic și ulterior, după ce va intra în Parlament, dacă ești locul 1, e clar că intri, să-și aleagă unul dintre cele două partide, PSD sau PNL, deci să nu rămână independentă, să zică, domne, sunt liberală, ba, sunt mai mult social-democrată. Ei bine, aflăm de la colegii de la News.ro, de la agenția de presă News.ro, că Ramona Chiriac este doamna care va deschide lista de europarlamentare din partea alianței PSD-PNL. Dumnezeu a fost... șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, deci cumva are o legătură cu acest domeniu. Da. Cum vedeți? Un scurt comentariu e... Nu prea vă afectează dumneavoastră la nivel... Este o decizie la nivel central pe care o să o respectați, nu? Sigur. Da. Bun, înțeleg că încă e pe surse, nu s-a hotărât și va urma... Să aflăm și cine este candidatul pentru primăria Capitalei, care înțeleg că tot la fel va fi un candidat comun. Voiam să vă mai întreb dumneavoastră cum, ca și politician relativ nou în spectrul ăsta politic, sunteți un antreprenor de succes, ați ales recent să vă implicați pentru comunitate. Da. Cum vedeți campania asta electorală? Uite, cum s-a întâmplat, spre exemplu, la Slatină cu domnul prefect, cu domnul Gigel Știrbu, cu atacul ăsta la jurnaliști. Sunteți un om de bun simț, așa cum vă știu. V-a uimit? Da, se întrece orice măsură, da. Da? Vă dați seama că noi facem campanie de genul ăsta la Scornicești. Da, noi venim cu argumente clare în care spunem așa cum stau lucrurile. Nu ne dorim să dezinformăm cetățenii orașului Scornicești sau oamenii. Da, și dacă credeți că oamenii mai genul ăsta de campanii negative mai prind, cum era până anii 90? Probabil că la un anumit segment de oameni prind. Da. Bun. Voiam să vă mai întreb și dacă, eu știu, poate e prea devreme, am înțeleg că eu și o strategie am mai avut aici candidați, am avut și pe doamna de la USR Slatina, e o strategie a dumneavoastră a candidaților să nu... Să nu vă spuneți încă proiectele, că, na, e funcția asta la Word de copy-paste da. Și se pot fi copiate. Vă dați seama, s-au copiat amendamente în anii precedenți, da. Se pot discuta și aici. Ați pus la punct o platformă, program, cum sunteți cu pe partea asta în lucru? Da, aici lucrăm, în următoarea perioadă o să fac un apel și pe această cale către toți tinerii
și locuitorii orașului Scornicești care își doresc să vină aproape de mine și de organizația PSD Scornicești, de a pune umărul pentru a face anumite proiecte de dezvoltare și de a scoate orașul Scornicești și satele componentele la lumină. În următoarea perioadă voi lansa un chestionar pe care oamenii pot completa ceea ce își doresc și trebuie făcut online, deci online. Online, da, și probabil că și fizic pe anumite sectoare. Și în principiu voi merge pe partea de infrastructură și crearea de locuri de muncă sunt prioritare pentru mandatul meu 2024-2028 și continuarea lucrurilor bune din localitate, din orașul Scornicești și satele componente. Da, uite, apropo de lucruri de muncă și închim cu ideea asta... Da, pot spune că în perioada asta nu s-a creat niciun loc de muncă decât în primăria orașului Scornicești. Deci locuri de muncă nu s-au creat, nu s-a făcut nicio facilitate, dar nu putem spune lucrul acesta dacă nu ai fost un antreprenor, domn primar, nu a fost un antreprenor de succes, dânsul a avut o firmă, probabil că a fost dânsul angajat și poate încă o persoană, în care a lucrat numai cu administrații locale, cu primăriile. N-a fost o, nu a putut să facă o administrație, să vadă ce înseamnă să conduce o firmă și de a crea locuri de muncă. Și probabil că de asta nici nu s-a gândit la lucrul ăsta. Trebuie să luăm pauză. Eu mă refer și la contextul drumului expres, care de ceva luni tocmai circulă de aceea, pe la dumneavoastră prin oraș. Luăm publicitate și revenim și pentru domnii din Scornicești, dar și pentru toți cei care ne privesc. Revenim cu partea a doua alături de domnul Ionuț Pârvu, PSD Scornicești. Publicitate, revenim. Stadion. Da, sigur că cele mai interesante dezbateri sunt pe timpul pauzei. Din păcate încă n-am ajuns la nivelul să transmite și pauza undeva. Dar am mai discutat alături de domnul președinte Ionuț Pârvu al PSD Scornicești, care este invitatul meu în caz că nu ne-ați văzut în prima parte, deci cred că sunt foarte puțini care nu ne-au văzut. Discutam în continuare despre problemele orașului unde locuiți, nu? Ați crescut și locuiți acolo? Da, locuiesc acolo din anul 1993. Mi-am făcut și o casă acolo, lucrez acolo. De când am plecat eu la școală. Da. Da. Da, uite, revenind la zona asta stadionului, ce vorbeam la început, mi-am amintit că am văzut chiar la început de an pe un site ăsta de sport național, AM Sport mi se pare să numește, un portal de sport, a fost un reportaj făcut acolo la stadion. Da, da. Dar zona era un pic așa, cum să vă zic, am mai văzut niște reportaje prin Mariupol, prin zonele astea de război. Arată crunt stadionul ăla. Mă rog, oamenii folosesc... Parte de tribune nu s-a făcut absolut nimic. Dar oamenii mai pun și murături pe acolo, e adevărat? Adică... Acum nu pot să... Da, sunt câteva locuințe sociale acolo și probabil că au și partea asta de depozitare, de cămară sau cum se spune. Dar în același timp, acolo unde sunt locuințe sociale nu se face nimic. Adică nu se intervine, se intervine doar cu beton sau... Da, nici nu s-a ajuns, cred că, în toată zona respectivă. Partea din față a ajuns, dar nu s-a ajuns până în zona de beton și gazonul. Înțeleg, gazonul e impecabil. Gazonul pe stadion, da, este bun. Este un drenaj foarte bun al stadionului făcut după timpul lui Nicolae Ceaușescu. Nu stă apă pe el niciodată. A mai fost spus ceva, dar în partea de tribună s-a făcut absolut nimic. Da. Din ce informații am, ar fi venit cineva de a discuta dacă se poate face un proiect acolo, dar domnul primar nu a fost interesat de problema asta. Da, uite că tot vorbim de oportunități, de atragere de investitori. Da. Eu am obsesia asta cu istoria, istoria recentă. Nu e pus în valoare. Uite acolo este la Scornicești. Este adevărat, este foarte important acest lucru. Acolo la uite, da. S-a lansat acum recent un film documentar la cinema, e cel mai văzut film în România despre generația de aur. Da, sunt câțiva din generația de aur care au jucat aici la Scornicești, adică ar putea fi făcut un sistem, nu știu, de vizitare, ar mai ridica localitatea. Acum aveți nod rutier la Negre, s-ar ajunge foarte ușor, se dă drumul la autostradă de la Oarja, cu boi. Da, avem stadionul, avem casa unde, școala unde a învățat Nicolae Ceaușescu, casa unde a locuit Nicolae Ceaușescu, unde trebuia să fie. Dar cu azilul cum s-a întâmplat? Ați reușit? Da. Ați reușit să... Da, mulțumim lui Dumnezeu și domnului prefect că a respectat așa cum trebuie legea și a ținut cont de
sesizările pe care le-am făcut de a respecta. Nu puteam să dăm acel muzeu, acea clădire de 750 de metri pătrați, o clădire și teren de încă 2000 și ceva de metri pătrați, în care să le dai cu 423 de lei pe lună. Și acum s-a suspendat proiectul, dar nu face nimic acolo să putem să... Da, e aceeași stare, am publicat, cred că atunci, niște fotografii. Păi da, vă dați seama, noi făceam domn primar și consilierii PNL vroiau să facă acolo azil de bătrâni, dar ulterior, la câteva săptămâni, a făcut sărbătoarea localității acolo cu teribombe, chiar o teribombă era în curtea muzeului. Nu știu cum făcea cu azilul. Cu liniștea oamenilor, că într-un azil știu că trebuie să fie o zonă de liniște, nu un trafic, nu știu ceva de genul ăsta. S-a făcut o esplanadă acolo, cred că deja s-a renunțat la idee. Na, mă gândesc că acolo să fie zona următoare de... Da, domnule, este un lucru bun să facem, dar haideți să asigurăm oamenilor și cetățenii orașului Scornice și satelor componente orașului Scornice, să le asigurăm strictul necesar și atunci putem dezvolta și zona respectivă. Dar faci o zonă prin care o folosești o dată pe an. Ne scuzați, spre mai merg seara câteva mașini și mai fac ceva drifturi pe acolo. Da, se obișnuiește. Uite, pentru amatori, că sunt și în Slatina, le dăm idei. Dar vorbeam înainte de finalul primei părți despre cum ar fi trebuit să ajute localitatea acest drum expres. Și mă uit la Balci. Corect. Mă uit la domnul primar, colegul dumneavoastră, domnul Cătălin Rotea, că... Da, dar vorbim de un primar care... Nu s-a mișcat nimic pe partea asta cu drumul X. Adică să aveți norul rutier acolo, Balșul are două, bine. Și la dumneavoastră, e ok descărcarea aceea la Negreni. Da, este și o zonă importantă acolo unde s-ar putea discuta de ceva, da. Vom discuta la momentul respectiv. Da, dar nu e nimic, adică nu s-a făcut absolut nimic, nu s-a creat un loc de muncă. Nu s-a încercat să aducă investitorii. La noi s-a urmărit decât să vindem terenurile orașului Scornicești, ale localității Scornicești, pe bani puțin sau pe ce am făcut, dar fără să încercăm să comasăm o perioadă, o suprafață de teren în care să putem să... Un parc industrial? Exact, ceva de genul ăsta. Și după cum spuneam, e totuși o localitate care e foarte extinsă, adică aveți terenuri, ați avea unde, nu știu... Să faceți ceva. Se poate discuta, știți cum este. Dacă vrei, poți face. Dacă nu vrei, nu să faci. Și mai ales că este acest exemplu lângă, cum spuneam, la aici, la Balș, unde... Da, este o localitate, cred că apropiată ca și amplasament, orașul Scornicești, da? Da. Da. Și cred că e similar cum e Scornicești între Slatina și Pitești, e Balș între Slatina și Craiova. Deci geografic chiar... Exact, exact. Da. Și acolo la Balș s-au creat de către domnul primar, vorbind de un primar din partea PSD-ului. Investitorii, că un primar nu face lucrurile de muncă, adică asta e clar. Creezi facilități, e o schemă acolo. Dacă îți dorești lucrul ăsta, nu-ți dorești lucrul ăsta, dacă să creezi locuri de muncă în primărie și să nu ai niciun surplus. Am creat locuri de muncă în primărie, dar unde vedem diferența? Dacă cetățenii orașului Scornicești văd diferența, ce să spunem? A trebuit să angajeze un om care se ocupe de site-ul primăriei. O altă problemă. Dacă avem o transparență, de ce nu avem publicate toate proiectele în curs de derulare și derulate pe site-ul primăriei? Păi poate e aceeași persoană care ține site-ul la primărie Priseaga. Păi o fi aceeași persoană. Problema este că se încasează niște bani. Deci e o persoană care ține site-ul la primărie și e o firmă. O firmă care întreține și trebuia să angajeze și o persoană. Eu am făcut anumite sesizări la prefectură prin care am cerut acest lucru, că nu se pun la dispoziție proiectele care se desfășoară în cadrul localității, de cine sunt făcute, pe ce probleme sunt. Și cetățenii orașului Scornicești sau satelor componente orașului Scornicești se pot edifica acolo. Nu se pot lămuri, atunci pot interveni. Dar ar trebui să avem o transparență. De ce spune că avem o transparență, cum avem? Când faceți ședințele de Consiliu, în continuare primiți maldărul de hârtie, tot așa se votează cu proiectele sau le faceți digital? Cum e? Uite, n-am fost niciodată. Nu, cu hârtii. Cu hârtii. Hârtii. Documente se pun pe ședință de comisie, nu se trimit cum ar fi legal. Deci e ca în 2000. Da, se întâmplă să primim hârtiile fără să avem baza legală în spate în care venim pentru ce cerem, facem acel proiect, le cerem, și mai sunt deranjații. Dar și pandemiile primeți așa? Că nu, da, nu era... Sigur, da. Păi erau dezinfectate sau ce le face? Nu. Nu. Păi știți că foarte multe primării au trecut și au rămas. Știți cum este, inclusiv la Consiliul Județean. Le transmitem, știm noi că nu ne învățați acum ce e de făcut, nu știu ce, domne, zic, este, dar să știți că lucrurile evoluează, nu rămân în același stadiu care au acum 20 de ani.
Dar cum vedeți, domnul președinte, chestia asta? Sunteți președinte de filială, oraș important. Deci, că revin la... Uite, poate, uite, n-am primit niciun mesaj între timp, dacă cineva l-a găsit pe domnul deputat, deci putem chiar în direct să facem anzu, că e teafăr și neliniștit, trebuie să zic, și ok, dacă ați aflat unde este, sigur, transmiteți-ne și noi îi spunem în timp real, să știe toți alegătorii din județ că este ok. Dumnealui a menționat că, domne, deci PNL-ul e la guvernare la centru, da, dar e în opoziție la județ. Nu e posibil acest lucru. Dar cum, uite, cum vedeți asta? Și cu capra în căruțe, erau niște vorbe unde nu se pot spune la televizor. Dacă este în opoziție, atunci nu ar trebui să aibă niciun șef de deconcentrat. Un pic logic, județul, nu? Da. Așa înțeleg eu lucrurile. Da. Dar credeți că după 2024, după punctul ăsta culminant al alegerilor, o să urmeze parlamentarele, acolo e jocul puternic, credeți că o să vedeți alianța asta să continue? Probabil că da, dacă nu este altă variantă. Acum, probabil că e foarte important și rezultatul alegerilor din iunie. Dar credeți că mai poate jocul ăsta dualist al PNL-ului? Uite, sunt la putere, ba nu sunt la putere, ba votați-mă jos PSD-ul, ba sus PSD-ul, pe liste cu ei. Credeți că oamenii mai pun votul la vrăjeală, că o zicem direct? Eu cred că PSD-ul a demonstrat că fără el la guvernare, cum au fost aproape primii 2 ani, da. Ei știu unde a ajuns să serem cu țara, da. Și dacă nu intrau ei, acum trebuie să înțelegem și fiecare om să înțeleagă că PSD-ul are și oamenii pregătiți și din ce știu se pune omul potrivit la locul potrivit. Bine, este și subiectiv acum, fiind membru al acestui partid. Dar crezi că o să dea PSD-ul? Dar s-a discuție? Demonstrat acest lucru, că PSD-ul a pus umărul pentru dezvoltarea României în cei 2 ani. Și a făcut anumite facilități pentru oamenii care aveau probleme pe partea de energie, pe partea de pensii, pe partea de ajutor social și așa mai departe. Că nu s-a putut face tot din ce și-ar dori fiecare om este adevărat, dar trebuie să luăm în calcul cu ce a fost înainte primii 2 ani și cu ce a urmat următorii 2 ani. Se discută de un candidat comun la cea mai mare primărie din țară, la București. Nu știu, nu mai verificăm acum că nu mai avem timp, poate deja s-o fi nominalizat cineva. Sunt discuții și pentru candidatură comună pe liste la parlamentare, la Parlamentul Local, și totodată un candidat comun pentru prezidențiale. Pe partea asta a doua, cum vedeți? Vedeți să faceți o campanie? Atunci chiar parcă vă văd, nu știu, să fiți dumneavoastră primar la Scurincești și să faceți o campanie electorală. Vă dați la o listă comună la nivel central. Deci ce spune partidul? Faceți. Da. Păi de asta depindem de a accesa anumite... Dar totodată vedeți că PSD va putea să dea următorul președinte al Republicii, fie el candidat comun sau nu? De ce nu? Cum să nu? Da? Cred că e și momentul de a da următorul președinte al României, după atâția ani de zile. Da. Încheiem cu această idee optimistă de la domnul președinte Ionuț Pârvu. Totodată vă mulțumim pentru prezență și pentru lucrurile importante pe care le-a spus. Domnii care și doamnele care n-au reușit să ne vadă în direct, vă anunțăm că ne păstrăm acest obicei să urcăm emisiunea pe site, pe YouTube, pe reporte24.ro, pe oltv.ro. Totodată, dacă aveți acest obicei să vă uitați la televizor, ne puteți vedea în reluare mâine de la ora 18:20. La OLTV. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Și vă mulțumesc. Și vă mulțumesc și dumneavoastră dacă v-ați uitat de la noi. Până data viitoare, sunt Ionuț Jivcu. Toate cele bune.